Contractul de management încheiat de managerul Spitalului Județean de Buzdență, Drobeta Tânu-Severin, încetează în condițiile legii la propunerea Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație a decis că firma de management privat nu a respectat clauzele, așa că s-a dispus încetarea contractului. Ea a fost cerută de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Adrian Duicu. În expunerea de motive semnată de acesta, se arată că, având în vedere hotărârea numărul 18 din 18 septembrie 2013 a președintelui Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu-Severin, privind propunerea de încetare a contractului de management numărul 414 din 19 ianuarie 2011, încheiat între Consiliul Județean Mehedinți și SC Tetraedru Medical Consulting SRL. Consilierii județeni au votat în unanimitate hotărârea. Singurul care a cerut o garanție a fost avocatul Alexandru Bălănescu. Acesta și-a dat seama că încetarea unilaterală a contractului înainte de termen poate aduce serioase prejudicii Consiliului Județean Mehedinți. Instituția ar putea plăti daune materiale importante. Alexandru Bălănescu a solicitat în timpul ședinței o confirmare din partea Direcției Economice a Consiliului Județean Mehedinți. Comisia juridică există și o garanție suplimentară suplimentare la faptul ca noi, Consiliul Județean, să nu avem nicio pacuvă, nici să plătim, nici să ni se datoreze blocată de către această echipă medicală. Propunerea ajunsă pe masa dumneavoastră s-a făcut de către Consiliul de Administrație al Spitalului de Urgență. Consiliul de Administrație, din care fac parte, doamna director a Direcției Economice, doamna director a Direcției Resurse Umane, și reprezentanta Direcției Juridice la Consiliul Județean. Ca atare, eu consider personal, pe văd de data asta, că hotărârea luată de Consiliul de Administrație al Spitalului este în conformitate cu clauzele contractuale, clauze care nu au fost respectate de către firma de management. Nu s-a propus Consiliul Județean un plan de management pe perioada derulării acestui contract de management, plan de management care să fie aprobat de Consiliul Județean. De asemenea, situațiile financiare pe anii 2011 și 2012 n-au fost făcute, n-au fost niciodată supuse votului Consiliului de Administrație al Spitalului de Urgență și n-au fost supuse votului niciodată în Consiliul Județean. Ca atare, nu se mai putea continua în condițiile astea. Suntem în situația de a ne apropia de 90 de zile de neplată a arieratelor, de asemenea clauză în contract, clauză obligatorie, de fapt, în contract. Scandalul dintre firma Tetraedru Medical Consulting SRL, care asigura managementul privat al Spitalului Județean din anul 2011 și Consiliul Județean Mehedinți, s-a produs la sfârșitul lunii august. Atunci, reprezentanții firmei Tetraedru au anunțat printr-un comunicat de presă încetarea relațiilor de muncă ale Doinei Borugă, cea care ocupase funcția de manager. Era numit Florea Buță, ca șef al spitalului. Adrian Duicu a refuzat să accepte noul manager și a preferat să suspende contractul cu firma de management. Imediat a revenit în funcție Doina Borugă, așa că decizia de încetare a contractului nu reprezintă o surpriză pentru nimeni. Reprezentanții firmei Tetraedru au declarat că până în prezent nu au primit niciun act oficial prin care se anunță încetarea contractului. Totuși, în cazul în care vor primi un astfel de document, vor acționa în instanță Consiliul Județean Mehedinți.